De ce ați luat o pauză? Cred că n-ați obosit, nu? De la... Nu, păi probabil ei au obosit atâta timp cât nu vor să vină la TV8. Seara probabil obosesc. Da, ei seara obosesc. Dar la ședința în plen erau gata, au venit. Întreb că gata, nu toți. Părerea mea că socialiștii ar fi fost nemulțumiți indiferent de soluția cu care noi mergeam. Fie pauza pentru a definitiva procedurile așa cum prescrie regulamentul, spiritul regulamentului, mai degrabă. Dacă noi continuăm, eu vreau să ne învinuiască că călcăm. De ce? Regulamentul, pentru că regulamentul Parlamentului prevede un termen de 10 zile pentru constituirea fracțiunilor parlamentare. Dar nu interzice mai puțin de 10 zile, nu? Nu interzice mai puțin, dar spiritul regulamentului nu este să adopți, să mergi înainte peste 2 minute, așa cum s-a mai întâmplat ei, cum au mai făcut ei în cazul unor legi pe care le-au votat și pe care Curtea Constituțională le-a declarat neconstituționale. Deci noi am considerat că în spiritul regulamentului și în litera, dar și mai ales în spiritul regulamentului, este nevoie de a lua această pauză pentru ca fracțiunile să se constituie, pentru ca noi între timp să discutăm cum repartizăm biroul permanent, comisiile permanente, delegațiile permanente. Este o chestiune cumva firească, pentru că ai nevoie să discuți, să convii între noi, între fracțiuni. Deci am luat această pauză pentru că 10 zile ar fi fost prea mult, dar totodată n-am vrut să pășim cu stângul, să ne învinuiască cineva că încălcăm regulamentul. Dacă ați observat astăzi discursul doamnei președinte, a spus foarte clar că trebuie să respecte Parlamentul, trebuie să respecte procedurile parlamentare, implicit regulamentul Parlamentului și să nu mai facem așa cum au făcut socialiști. De exemplu, când au votat legea SIS-ului în 2 minute și lucrul ăsta l-a constatat Curtea Constituțională, la fel cineva spunea, dar nu mai se interzice, au mai fost astfel de practici, deci nu este nicio problemă. Da, bun, societatea vede diferența între un proiect de lege și o ședință de constituire a Parlamentului. Doamna președinte a mai spus un lucru foarte important, Parlamentul trebuie să fie acel organ care dă tonul în ceea ce privește respectarea legii. Deci respectarea legii trebuie să înceapă de la Parlament, lucrul ăsta este cel mai important. Acum, avem această pauză. Până joi, noi, de exemplu, mâine avem o întâlnire cu socialiștii. Întrebarea e de ce a trebuit să aveți astăzi această primă ședință? Nu puteți să o aveți joi, după ce discutați cu fracțiunile, da, luați o decizie? Joi am mai fi amânat un pic, încă era nevoie, pentru că... Adică joi nu o să fie, nu o să terminați deci acea ședință? Vom termina acea ședință. Noi și astăzi puteam să terminăm această ședință, puteam să alegem și președintele Parlamentului, și vicepreședinte, și biroul permanent, și comisiile permanente, dar aveau să ne învinuiască ăștia, aveau să meargă la Curtea Constituțională, cum au mai mers ei. Aveau să invoce faptul că s-au încălcat procedurile regulamentare. Ei nu au avut suficient timp de a constitui fracțiunile. De asta am considerat, deci 10 zile este mult, dar în 3 zile noi putem să convenim toate aceste elemente. De exemplu, mâine avem o ședință cu cei de la Partidul Socialiștilor în care discutăm. Da, dar haideți să întrebăm, să intervină mai întâi Parlamentului și comisiile, și da, comisiile parlamentare. Mai întâi pe acest subiect, după care discutăm și despre cine și ce funcție urmează ultima, să obțină. Ultima chestiune. Socialiștii în 2019 au amânat speakerilor de ședință pentru 3 luni de zile ședințele Parlamentului. Noi tot îi rugam, hai să ne convocăm, hai să ne convocăm și niciodată nu au venit. Aici, de la 3 zile, tare, nu știu ce, bagiocuri le spare. Deși, diferența e mare. Atunci nu se convocau, dar acum v-ați convocat. Ați deci, ascultat-o pe doamna Domnica Manole. La fel și data trecută, în martie. Pe președintă și ați zis la revedere. Aprilie. Deci, în primul rând, mai este o diferență. Dodon, în 2019, a semnat convocarea primei ședințe de Constituire cam în ultima zi când putea el să o facă, o lună de zi, 30 zile conform Constituției. Deci doamna președinte Maia Sandu a semnat imediat decretul cum a fost validate mandatele Parlamentului și a stabilit ziua de Constituire a Parlamentului chiar în prima zi lucrătoare, deci în da, ziua de luni. Bun, e adevărat, deci s-a făcut foarte rapid. Deci ne luăm 3 zile, este în spiritul regulamentului. Haideți să vedem cum se vede dintr-o parte. 30 de ani de independență, avem de acum 11 legislative, e Parlamentul respectiv de legislatura 11-a, cam în 9 legislaturi, cam s-au creat fracțiunile parlamentare la prima ședință de constituire a Parlamentului.
cam în 9. În cel de-a 10 s-a constituit fracțiunile parlamentare, cam vreo 3 luni de zile a durat lucrul acesta. Dar aici noi vedem la capitolul constituirea fracțiunii parlamentare, conform regulamentului, au până la 10 zile să constituie fracțiunile parlamentare. Fiindcă, după ce se constituie fracțiunile parlamentare, elementul primar al organelor de conducere a Parlamentului Republicii Moldova, de la ei, de la fracțiuni, se dă tonul cine să fie înaintat în calitate de candidat la funcție de speaker, vice-speaker, birou permanent, după aceea în comisiile permanente. De aceea, din punct de vedere juridic, stricto sensu juridic, eu nu văd aspectul respectiv ca o încălcare a regulamentului. Însă, cum s-a făcut lucrul acesta? Prin amânare sau prin întreruperea ședinței. Da, dumneavoastră l-ați întrebat pe domnul Litvinenko și înainte de... Da, de... Care e diferența? În practica anterioară, de obicei, când vine un deputat, fiindcă acum nu sunt create fracțiuni parlamentare, spun că noi solicităm amânare, e una, dar că noi cerem pauză sau de 30, de obicei din regulă, nu, dar din practica anterioară a activității Parlamentului, pauză se lua 30 de minute, o oră, două ore sau trei ore, dar se întruneau în aceeași zi în cadrul ședinței parlamentare. Asta se numește pauză. În regulamentul Parlamentului nu scris momentul respectiv cam cât poate să dureze pauza dată. Pauză. Noi avem anumite precedente anterioare care au aplicat la activitatea Parlamentului. Întreruperea ședinței putea să fie astăzi începută, mâine continuată sau joi continuată. Adică momentul respectiv trebuie să fie specificat. Da. Referitor la aspectul politic de acum, eu vreau să spun că domnul Litvinenko are dreptate la capitolul dat, că dacă astăzi constituiam organul de conducere a Parlamentului, fără ca să aștepte declararea unor fracțiuni parlamentare care s-au creat în cadrul Parlamentului, puteau fi contestate la Curtea Constituțională legalitatea alegerii speakerului Parlamentului și ulterior să spună că i-a neglijat dreptul opoziției să-și înainteze candidatul la funcția de speaker dacă nu s-au creat fracțiunea parlamentară. Dumneavoastră aveți siguranță că socialiștii și comuniștii nu ar fi fost gata să-și creeze fracțiunea parlamentară? Eu cred că ei aveau să facă în funcție de decizia noastră. Adică, dar ei aveau o decizie sau nu aveau? Noi, dacă știți dacă care noi, e decizia lor. Noi, iarăși, deci 63 de mandate, azi am fost 55, cu 55 de mandate pot să votez speakerul, domnul Nantoi, parlamentului. Că noi, deci puteam să votăm, m-ați întrebat ceva, vreau să vă răspund, dumneavoastră schimbați tema. Deci speakerul parlamentului, vice-speaker, puteam să-i votăm toți, și biroul permanent, și comisiile permanente. Deci nu era absolut nicio problemă. Pur și simplu am considerat că este necesar să începem activitatea acestui parlament cu respectarea procedurilor parlamentare. Și le spun pe acum socialiștilor că noi, spre deosebire de ei, nu vom vota legi în două minute. Noi vom încerca să respectăm absolut toate prevederile regulamentului. Dacă este indicat că între prima lectură și a doua lectură să fie 10 zile cu unele cazuri excepționale, noi vom respecta această regulă. Nu vom vota în timp de... Da,